Am revenit în studioul Roman 24, așa cum ați văzut în prima parte a emisiunii, domnul Bogdan Andrieș este alături de noi. Bine v-am regăsit, vă mai spun încă o dată. Vorbim despre Partidul Național Liberal, despre care dumneavoastră spuneți că e o alegere bună pe care romașcanii o pot face. Vorbeam și de alte partide, de alți candidați. Am aflat și despre candidatul independent la primăria Roma. Surpriza, bombă! Deși până astăzi, la ora 16, se mai pot depune candidaturi. Credeți că mai există surprize? Să mai bagă cineva în această luptă electorală? Dar nu e o surpriză. Cred că dumneavoastră acordați prea multă atenție acestui... Om. Om. Nu și jurnaliștii are... sunt oameni la asta, da, nu cred că are rost să... E un fâs, cum au fost și multe altele și... Da, eram curios dacă mai era un partid, probabil s-ar fi dus acolo, nu știu. Bun, ca să... Dar e clar, dacă a venit ca și independent, a venit la piatra, sunt curios și unde are domiciliu chiar, dacă există acea adresă prin română. Există, există. Da. Am verificat, da, măcar lucrul acesta. Dar la cineva în spațiu. Campania electorală, bineînțeles, pentru că noi romașcanii suntem o mare familie și primitori de... Săritori, da. Da, săritori. Campania electorală curată, credeți, în Roman, cu atâtea partide care se bat, cu atâtea mize destul de importante? Da, cred că da. Dar cred că, după cum v-am spus, fiecare partid trebuia să aibă un candidat, da? Nu vorbim de PNL, vorbim de ceilalți. Pentru că așa era normal să respecte partidul și să aibă o listă de candidați. Ei probabil sunt și resemnați, deja. Am înțeles. Da, mă uitam așa și la atitudine. Venise un candidat, n-am să-i dau numele tocmai, că cred că e mai bine așa pentru dumnealui, și era foarte nervos și veniseră să depună listele la biroul electoral local și se stropșea la polițistul local de la intrarea din primăria Roman, că i-a făcut flash-uri să-i deschidă bariera și că de ce nu i-a deschis bariera să vină cu mașina până în fața primăriei, pentru că el este candidatul respectivului partid și dar nu se poate, doamna, este inadmisibil, v-am dat flash-uri. Și era nu știu cum să vă zic, era din Ionul Caragiale acolo pe hol, ne uitam, polițistul nu a răspuns, cred că de fapt nici nu și-a dat seama ce îi se întâmplă, dar despre ce este vorba și de ce parcarea primăriei Roma nu este deschisă și pentru cei care vor fi viitorii, da, posibil primari. Eu sunt consilier local și n-am cerut niciodată să mi se deschidă bariera. Era deschisă, am intrat, era deschisă, dincolo am ieșit, nu era, m-am întors înapoi, am întors mașina și am mai făcut o tură. Dar am mai văzut ce spuneți dumneavoastră la fel de sumități politice sau... Nu, da, e candidat la primărie, adică era foarte nervos, cred că îl dă afară dacă ajunge primar pe polițistul, da, local respectiv. Cam bănuiesc despre cine spune, nu știu. Exact, dar vreau să vă spun că am văzut și la... când erau cele cozi la plata impozitorilor locale, eu nici atunci nu mă băgam în față pentru o chitanță sau pentru ce era. Poftiți, domnul consilier, zic, nu, o lăsați, că stau aici, cum am venit și mă bag acum în față. Și am văzut alte persoane care, pentru că ele erau, cine erau și intrau pe acolo. Niciodată nu m-am băgat nici la impo, dar te vede lumea acolo, e păcat, te faci de rușine pentru ce? Pentru 5 minute de așteptare sau aici că nu ți-a ridicat bariera. Extraordinar. Da, era amuzant, adică lucru pe care omul și l-a dorit foarte, foarte mult era să poată parca în fața primăriei. Să poată fi văzut. Roman, bun, să fie, era într-o zi de weekend, nu avea ce să fie văzut, că parcarea era goală, dar era închisă bariera. Oricum, înseamnă că oamenii așa, în general, candidații noștri pe care îi așteptăm să fie din ce în ce mai valoroși, din ce în ce mai buni, nu dau și deja de fara acestui... Nu? Da, și da, deja fără care sunt... Prima. De amuzante, mi-e și frică de faptul că unul dintre cei care candidează acum la primăria Roma, nu știu câte șanse are să iasă primar, dar are șanse să ajungă în Consiliul Local și știu ce circ a făcut în anii anteriori când a mai deținut un astfel de și e prezent post. Și cred că spune lumea că ar avea o șansă să ajungă consilier local. Bine, poate are șanse să ajungă și primar, nu, asta nu este treaba mea, dar dacă nu ajunge primar, are șanse să ajungă în Consiliul Local și atunci mi-aduc aminte cu tristețe de vremurile în care în Consiliul Local era mai mult circ și panoramă, mai mult miștocăreal, așa, un soi de... Va fi ceva nou pentru mine, nu știu, o să văd, nu pot să văd cum aș reacționa. Nu puteți, pentru n-am că n-ați urmărit ceva. Pe... Nu, dar n-au fost în ultimul mandat în care am fost. Da, în ultimii 8 ani nu s-a regăsit acea persoană pe,
pe liste. E pitoresc atunci când te plictisești foarte mult și n-ai ce să faci. Da. Nu, și se urmărește așa, noi jurnaliști, dacă am avea o zi pe săptămână liberă, ar fi interesant să stăm, să analizăm, să râdem, să... Dezbatem mai aprins, Da. Dă bine așa pentru electorat, dar în schimb eficiența celor de discuții este zero. Și atunci nervii... Și atunci nu mai bine vedeți lucrul gata făcut. Aveți încredere. Eu asta spun la toți și le spun la toți. Zic, mă, voi vă obosiți degeaba. Voi n-aveți ce face. Voi vă plictisiți. Care văd că își dau cu părerea din fel de fel de ce a făcut primarul, că a făcut, că n-a făcut, sau încearcă să-mi ridice o minge la fileu, dar să nu mai pot lovi. Și încearcă să-mi dea fel de fel de replici. Lăsați lucrurile așa cum sunt. Cineva are le păstorește bine acum. Când nu le va păstori bine, o să simțiți și o să vedeți. Deocamdată... Dacă primarul pierde aceste alegeri, ce se întâmplă? Păi va veni un alt primar, nu? Asta se întâmplă. Va veni un alt primar. Și o să vedem cum va fi. Nu, da, când se va întâmpla oricum lucrul ăsta. Da? Și atunci lumea o să facă diferența, o să vadă. Dar știți ce o să facă următorul primar, care nu știu când va veni și cine va veni. O să zică, dar nu prea mai am ce face. Și adică să... lucrul este făcut. Da, e cam făcut. Să face, așa să spune văd... și Mircu Cosman Ciuc, că Roma în 2020 termină în 2017. Destul de curajos așa. 2018, hai, 2018-2017, e cam bun, tot timpul, să fim realiști, tot timpul mai este ceva de făcut în acea localitate. Nu, dar știți, marile proiecte care atrag simpatia oamenilor sau marea lor bucurie sau satisfacție, cam sunt făcute. Să nu uităm că noi am avut o stagnare enormă de la Revoluție și până acum 8 ani de zile. Românul n-a cunoscut dezvoltare, n-a cunoscut petec de asfalt. Mi-aduc aminte, mergeam pe bulevard, nu pe centru, că la noroc a fost făcut de drumul european. Bulevardul Republicii, Sucedava, Smirodava, imediat cum pleca zăpada, erau bombardate străzile, nu exista un petec de asfalt. Plus să nu uităm, cea mai mare, o țin minte și acum, să scurau părinții dimineața să dea drumul la apă, să țină apă. Hai să fim serioși. Și Pașcaniu, oraș, municipiu, mult mai mic ca Romanul, avea și căldură și apă caldă și apă rece, când Romanul n-avea nici apă rece în timpul zilei. Bun, acum avem apă rece, dar și la anumite costuri. Astea sunt costurile, domnișoara Claudia. Ce să le facem? Dacă astea, nu vrea nimeni să pună 2 lei, 5 lei, 6 lei în plus. De fapt, ați văzut că a fost o hotărâre, cineva, la pasier, nu? Da. A băgat o majorare de tarife și nu s-a aprobat. Nu au fost justificate cerințele dumnealor. Dacă astea sunt costurile, se intenționează construirea acelei de-a doua microhidrocentrale care să asigure curent electric necesar pompelor. De la stație, da. Pildești. Și apoi ar trebui să cumpărăm și terenul. De care mai e relația cu primarul din Cordon? Actualul primar din Cordon? Mai candidează actualul primar da, din Cordon? Da, am zis că vrea și o statuie în centru acolo la statuie la personală? Da. Păi da, la 5-6 mandate, cum Dumnezeu. A realizat cineva postase, comunitatea din Cordon, cred că nu știu ce este, un site ceva și postase un filmuleț cu ceea ce este acum în Cordon și ceea ce este în alte comune din jurul Romanului, care nu beneficiază nici pe departe de banii pe care are primăria Cordon. În schimb, primăria Cordon dorește să investească în acel centru de afaceri sau nu știu câte milioane de lei, 200-300 de mii de euro din bugetul local. E o prostie. Dar știu că locuiți acolo. Viața e frumoasă la Cordon? Da, e frumoasă, știți, dar mă doare că se pot face lucruri multe. Când vezi câți bani se risipesc pe prostii, pe aiurel și... Bun, dar cu experiența pe care dumneavoastră o aveți de la, din Consiliul Local, din administrația făcută de primarul Laurențiu Laureanu, de ce nu tot bagajul acesta de cunoștințe, de ce nu-l luați, îl aveți de fapt și să-l folosiți pentru Comuna Cordon? De ce este nu candidat? Este folosit, este dar în mod direct. Am înțeles. Ajutați pe cineva în... Este folosit că nu. Chiar mi-e ciudat atâtea miliarde cât intră acolo în bugetul local și să nu faci șanțurile, să veniți odată în Cordon după acea ploaie care a fost cu gheața acum vreo 2-3 săptămâni, să vedeți cum arătau șanțurile care trebuiau să colecteze apă. Erau pline de apă. Bun, dar poate erau a fost o ploaie și în Roman în anumite momente când ploaia depășește... Sunt șanțuri de jumătate de metru adâncime acolo. Ar trebui să curgă, deci n-ai ce să-i trebuie să se ducă undeva. Păi canalizare, nu, apă, nu. Și dacă le faci, zice, uite ce am făcut. Nu le-ai făcut dumneata, le-ai făcut compania județeană Apa Serv. Am adus gaz, nu n-ai adus gaz, Cordon Gaz a adus gaz. Nu înțeleg lumea de ce i-a acordat atâta încredere, ce
e josnic. Am fost într-o zi acum vreo două săptămâni în Sagna. Nici nu știu cine e primar, dacă mă întrebați. De un primar de vest, da. Nu știu ce e pederist. Acum nu mai știu nicio ce este, că dumnealui a schimbat marca, dar au fost votat pe 4 mandate leșe. Intri în cordon, faci prima, a doua, la dreapta, la stânga, nu știu ce. Zic, dar ies de pe asfalt. Nu, domnule, mergi pe asfalt. Zic, bă, unde e ăsta? Deci pe unde am mers? Tot stânga, dreapta, stânga, dreapta, era asfalt. Toată Sagna era cu... Toată nu-mi venea să crezi. De asta ziceam omul că mergi la asfalt. Toată era asfaltată. Horia, da? E un primar PSD-ist. Domnule, și-a făcut treaba. Eu am zis, n-am nimic împotrivă, că e PSD, că e PNL, că e... Cine a dat, cine este treaba... muncitor până la urmă, de ce nu să le-a asfaltat pe toate, dar uitați, am făcut străduții acolo. E, ăsta din cordon a început și el chipurile în 2016, după 30 de ani de mandat. 25, că la Revoluție, după 25. Sau nu știu, are vreo 5 mandate, ceva de genul ăsta. Să asfalteze și el câte o străduță, două, și alea foarte proști și slabi și... Iluminatul ăsta de dorit, e slab, e foarte slab, e incompetent. Cu calitatea lucrărilor, pentru că vorbeați un pic mai devreme de 85, doamne, cum s-a putut ca acest drum expres european, cum vreți dumneavoastră, să arate impecabil după 11 ani, 12 ani de când a fost dat în folosință, nu mai știu, prin 95, cred. Sau nu știu. Eram student, nu, cred că prin după 2000. După 2000. În fine, oricum, 15 foarte ani bine, da. ca pop au trecut și el să se mențină pe toată zona Neamțului și până în Buzău. Zone și mari, mai departe, doar refaceri după ani și ani, după foarte minore, da. Adică nu vorbim de porțiuni și acum vorbim despre autostrada asta la care s-au întâlnit ieri, a venit premierul Cioloș când a zis 4 miliarde de euro bani pe care nu-i avem și vreo 3,6 miliarde numai studiile de fezabilitate care de-abia în vreo 18 luni se fac și bineînțeles că până la licitație mai trec chiar 3 ani și iar stopăm, iar trebuie să refacem studiile și vorbim de niște sume enorme date pe niște documente, pe niște hârtii, pe hârtii renoite. Discuzând cu cineva, am înțeles, nu știu dacă e adevărat sau nu, că acea firmă care a făcut e 85. Da, o firmă unui evreu era, da. Nu știu dacă era un evreu, așa știam și eu, dar nu știu dacă era un evreu. Firmă. Putea să fie nu știu, și... greacă, să nu, da, nu vreau să greșesc. Am zis că acea firmă nu a mai prins nicio lucrare în România. Păi dacă a făcut una bună. Și n-a cotizat. Păi da. Deci vedeți? Așa am auzit. Așa nu știu să vă spun. E adevărat, nu așa. Da, să-i dăm un telefon, să-l găsim pe omul acela, să vină să facă lucrări de calitate în România și într-un timp record a terminat acest drum european. E, uitați așa, trece câte unul la guvernare, nu face. Unul inaugurează 5 km, unul 3. Ăștia la PSD de 4 ani n-au inaugurat decât ce au început ceilalți. S-au lăudat că uite, bun, și apoi ce au inaugurat s-a săpat. Nu mai vorbim despre asta. Nu, știu ce ar trebui să ia taurul de coarne și să le facă. Eu, de exemplu, drumul ăsta expres București, așa știu că e făcut de când era Băsescu ministrul transporturilor, da? Da, e vechi. De ce nu s-ar mai găsi domnule unul că ăla să spună, domnule, gata, vreau să leg Moldova de aia, cu ce o fi, cum o fi, semnez tot, dați-mi hârtiile, vreau să legăm Iașul de București. E greu. Nu știu, e greu, nu știu ce... Da, am văzut acum ministrul fondurilor europene, a plecat acasă, avem o absorpție de minus. Deci noi trebuia să din 2014 să accesăm fonduri europene, din ce înțeleg eu, adică așa omenește, 2014-2020 era, suntem în 2016. 2016, deja au trecut deci 2 ani. Doi ani au trecut. Da, și eu întrebam pe cineva, nu cunosc exact procedurile, n-am accesat niciodată fonduri, dar știu că acum câțiva ani, peste tot se vuia, sunt fonduri. Nu cred că în slăvi PDL-ul sau guvernul care era atunci, dar pe perioada lor. Bun, era mai spre final de probabil nu de... Nu era de la început, de când au început alea, când a fost ieșirea 2008, aia, nu știu, 2008, da, era da, 2007-2014. Toată lumea voia să fonduri, să accesăm, să facem, să trebuie, adică care chiar și luau societăți, micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, tot felul de primării și tot felul de astea. Sunt câțiva ani de când eu n-am mai auzit pe cineva să ia fonduri europene. Deci sunt câțiva ani buni de când n-am luat auzit noi pe ne-am bucurat pe PIDU, ne-am bucurat pe niște proiecte, după care s-a făcut liniște și așteptam acele ghiduri de finanțare. Nu înțeleg, le ține guvernul, depindem de Uniunea Europeană. Eu cred că am pierdut startul cu acest PSD prin 2012, nu de când au preluat ei guvernarea în 2012. Bun, dar nici guvernul ăsta de tehnocrați nu place? Eu, nu că îmi place. Știți ce îmi place acum? Îmi place că e liniște. Îmi place că nu mai văd acea tevatură și acel scandal, că e enorm. Când ieșea Mickey Mouse-ul la televizor și începea să spună că, vai, noi facem. Vă place de președintele ăsta Iohannis? Nu, dar ce să-mi placă că nici nu-l văd. Păi... Da? Nu, dar nu se ceartă. Deci, din punctul ăsta de vedere. Păi dacă nici nu dă da, dar celălalt ieșea, cădea și urât. Celălalt, nu celălalt, fostul premier.
El una, două avea de spus ceva, de comentat, de dat drept la replică, de apărut pe TV. El numai timp de televiziune avea. Și de răspuns la replică, probabil stătea pe Facebook, s-a sunat-o de unul ceva și spunea, vezi că a zis Băsescu de tine asta. El în două minute ieșea și spunea, uite ce... Că vă și spun primarul eu ce Laurențiu Leureanu câteodată tot așa mai dă niște replici, nu, și cred. Nu se mai supără, nu? Nu cred, nu, eu nu cred, eu nu prea am văzut. Dacă le spune, spune voluat și nu iese în special pentru acea... Păi Mickey Mouse ieșea în special pentru acea persoană și zicea, avea el... Dar e bine să dai replica, în sensul acesta mă referam. Hai să nu mai dăm replici, să ne vedem de treaba noastră fiecare. Să mâncim mai mult și mai puțin. Exact, hai să lăsăm astea. Nu-mi place, într-adevăr, nu ți-e implică politică în unele decizii poate destul de importante actualul președinte. Ușor, ușor văd că își face treburile așa, ca să nu zic casele mai mult. Casele își le face. Nu, e, cum e procesul ăla? Dar ce Dumnezeu să n-avem case? Dacă omul avea un business înainte și avea case. Eu dacă mă ocup și am firmă de imobiliare, să nu știu ce avea el, cum de a ajuns să aibă atea case. N-avea, le-a muncit din salariul de profesor, mă puneți acum. Nu, dar de ce face niște investiții? Că... Toată lumea a făcut câte o investiție, a fost rog, afară. Are mai multe case. Da, probabil, da, cineva lua la întrebări că nu le faci pregătiri. Bun, am mutat procesul la Brașov, că nu era ok să-l mute pe la Ploiești, că acolo sunt mai judecători, mai de treabă, adică văd același greșel pe care le făcea și Traian Băsescu pentru tot așa casa aia din Mihăileanu, din Mihăilești. Da, lasă, doamne, renunță la o casă. Să vă zic, dar să ne uităm la treburi mult mai importante, de la pierderile de sute de milioane, de... Uitați, acum avem un... Ce e ăsta? E al doilea Mickey Mouse, e acuzat, e dat, are și sentință și nu-și dă demisia și fel de fel de... Care mai este asta? La cât sunt care nu stau demisia? Ce e acum? E și ăsta, un nou name a devenit. Dragnea, nu? A, Dragnea? Da. Nu, păi stau și mă întreb, voi chiar voiam să, dar nu știu pe cine să întreb. Ce se întâmpla dacă era Blaga sau Gheorghiu în locul lor, în locul lui, să fie valet? Păi cred că, ne lua foc țara. Păi cum ești acuzat? Ai luat sentință, doi ani cu suspendare și nu-ți dai demisia. Dar ce era dacă era acuzat Băsescu? Domnul președinte, bă, dați seama. Domnul președinte Ionel Arsene îl sprijină pe domnul Dragnea și era o colegă de-a noastră. Dacă sunt prieteni, ce să nu-l sprijine? Nu, da, o colegă care spunea, doamne, ce greșel de comunicare are de domnul președinte Arsene din moment ce spune că îl sprijină pe unul condamnat, adică e ok, așa, bine, cu suspendare, dar ești condamnat în... avem niște primari. Eu am mai văzut și la televizor zilele astea, după ce a fost sentința asta dată, parlamentari care îl apărau. Adică, domnule, nu că să ne dezicem de om, să ne lepădăm, să asta, dar ce nu ieșim să spunem, da, domnule, asta e, a fost acuzat. Eu cred că a greșit dumnealui că n-a făcut pasul în spate, că i-a pus pe toți într-o postură destul de aerea. Nu, înțeleg că dacă pleacă domnul Dragnea, se destrămă tot partidul, toți primarii pleacă, se supără. Da, și asta se poate, să-i țină un pic. Vedeți, lumea asta vede, atunci pe moment, știți ce, ce replică v-ar da unul convins pe CD sau de stânga sau 100%? A, dar ăla când l-a găsit, de ce nu l-a făcut și nu știu ce? Acum, de ce să le... Știți, de la un moment dat trebuie să începe pe curat. Nu, eu asta spun. Ponta, haideți să ne vedem de treaba noastră. Ponta a plecat, noi să ne ocupăm, a fost corect, a plecat atunci și a dat demisia? A fost cred okay? Că a făcut un lucru înțelept pentru el, da. Dar spre binele lui, cred că ar fi bine și acum să nu se mai bage. Să-și vrea treaba lui, că nu a lăsat tu... Mai bagă niște spine acolo, poate am văzut, se distrează. Am văzut. Eu vă spun sincer, spion. Am fost și încă mai am ceva simpatie și pentru fostul președinte. Dar felul cum iese acum și atacă și pe ăla și pe ăla, bă, nu se poate numai tu să ai dreptate. Nu se poate, că trebuie să ne limităm. Gata, am fost președinte, am avut acces la niște informații, la niște date, am zis de ăla. Mă, dar când am terminat-o și chiar cred că... Eu să fiu în locul lui, eu aș termina, punct, îmi văd de treburile mele. Nu m-aș fi implicat în politică, că nu i-a fost ușor nici dumnealui, cu bune, cu rele, să fie președintele țării și cu atâtea... E, până la urmă, nici nu l-a obligat și... nimeni. Până la urmă, orice funcție publică ți-o asum să fii și tras, da, de urechi când, sau... Când ajungi și ai totuși două, trei, două mandate, nu știu cât, da, două jumate, trei... Da. Nu poți să te dai deoparte, gata, mă dai deoparte, faceți voi. El a vrut să-și ducă la sfârșit mandatul, cu bune, cu rele, cu ce a fost. Bun, tocmai văzusem de dimineață o variantă în care avem două tururi de scrutin. Da, am citit. Se pregătesc mari. Păi cum, adică dacă dar pregătim nu știu, de... cum e posibil. Păi nu, asta vreau să zic, curtea pe patru, dă, nu? Pe patru, da. Da, deja se lucrează la bugetul pentru două tururi, dacă se lucrează la acest buget înainte ca curtea, mă scuzați, să se pronunțe, înseamnă că o să avem iar parte de o nouă surpriză și bai un tur, mie mi se pare că cineva își bate joc
de România. Eu n-am nimic împotriva. Mie mi-e indiferent dacă e un tur sau e două tururi, eu nu candidez. În principiu. Dar nu, de principiu nu înțeleg cum pe ultima 100 de metri iar schimbăm regula jocului. Da, am văzut o declarație a unui judecător sau cine judecă speța respectivă aceasta cu două tururi și spunea și am stat un pic și m-am gândit și chiar avea dreptate. Știți, asta atunci era bună pentru PSD, după aia a fost pentru PNL, după aia n-a mai fost bună pentru PNL, a fost pentru PSD și tot așa. Ca vot unii nominal la parlamentare, da. Niciunul la ceilalți partide, la celelalte partide. Nu. Nu ne-am gândit nimeni, da. Și judecătorul asta a spus. Nu-i dezavantajează pe ceilalți. Voi v-ați gândit la voi, că pe tine, că pe tine, dar cu ceilalți ce facem? Dar mai sunt vreo 2-3 partidulețe, 5%, 6, 2, 3, nu știu. Nu se știe la locale, e altă... Dar cred că sunt vreo 10 partide pe total în România, dar nu vii și mai multe. Dacă sunt partide cu 3 membri, sigur sunt mult mai multe partide. Nu uitați. Nu alege, da. Avem, da. Dar pe ăștia chiar îi dezavantajează, nu dacă o luăm așa. Ei probabil judecă din prisma asta. Și la explicația dată, cam mi-am fixat și eu, zic, ok, să fie în două tururi. Bine, oricum era indiferent și mie. Cred corect, ar fi fost în două tururi. Da, bun, da, după ce oamenii își fac un calcul și... nu un calcul, așa, zic în sine, nu știu dacă neapărat calculele... Nu știu când o să intrăm în normalitate cu toate înainte, da, prostiile și toate lucrurile astea. Mi și o să se pare o mizerie în sensul acesta, o mizerie pentru alegători, nu mă refer la partide. Astea sunt jocurile pe care se fac pe lege în favoarea partidelor, dar pentru noi, românii, care ne-am pierdut poate la un suc, la o cafea, da, timp din viața noastră să discutăm, băi, bine de un tur, uite ce a făcut ăla. Dar nu numai asta, sunt lucruri care sunt oameni inteligenți, care chiar gândesc, care chiar judecă și chiar apreciază sau dezaprobă unele lucruri. Să-i tot învârți așa, să-i tot... Ce înseamnă să, cum adică să poți candida la Consiliul Local sau ca primar sau ca deputat, tu fiind urmărit penal sau având o sentință? Da. Dar ce e așa de greu să faci o ordonanță, așa cum ai făcut mii de ordonanțe, să dai bani la comune și toate prostii? Fă-mi o ordonanță mâine, cine e acuzat, cine are o zi de acuzație, de pușcărie, de ceva, de arest, adio mamă, dar nu că 5 ani. Dom'le, dă-i pe viață, nu mai ce căuta, dom'le, că ai făcut din banul public, că ai... Nu știu. Dar cei care sunt incompatibili, din ce am văzut eu așa și cât mă pricep eu la legea asta de la Agenția Națională de Incompatibilitate, sunt câțiva aleși care sunt acum de integritate, da. Sunt câțiva aleși acum care au nu o sentință definitivă, dar ei sunt pe lista neagră și totuși am regăsit pe listă. Să vă spun ceva, poate nimeni n-a explicat nici celor din România, nici... Să știți că e foarte dificil cu aceste decizii ale anii. Eu n-am nicio problemă, n-am făcut niciun contract cu primăria, cu nimeni. Eu fac parte din niște consilii de administrație ale școlilor, al unei societăți din România. Nici nu știi cum să votezi ca să nu intri în acel conflict, să-ți trimită anii, că ești incompatibil. Deci ala, să știți, după părerea mea, nu reflectă nimic că e ceva sau că... E o aberație, cred, acolo. Păi eu sunt în Consiliul de Administrație la o școală, da? Primăria alocă fonduri ca să repare acoperișul școlii. Eu nu pot să votez. Nu. Dar ce fac? Eu doar nu iau bani eu. Da, păi votez pentru școala respectivă. Și ce? Bun, sunteți în Consiliul de Administrație și probabil fiind și doar nu sunteți remunerat de acolo. Nu. Și nici nu aveți sunt un interes. Sunt incompatibil. Deci eu dacă am ridicat mâna mea... Normal ar trebui nici dacă sunteți părinte cu copil acolo să nu puteți vota de acolo în tehnic. Da, bine, dar eu sunt în administrația locală, e altceva. Păi nu, dacă sunteți consiliul local. Ah, dacă sunt consiliul local și sunteți părinte. Cred că da, sunt niște aberații, nu știu. Aveți copilul acolo la școală, s-ar putea să fiți incompatibili. Da, interesantă speță, ne încurcăm în legi făcute pe genunchi și din birouri. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumesc și pentru opiniile oferite și pentru invitație. Pentru profesionalism, nu? Ca să spunem așa, că în campanie electorală încercăm să fim cu toții cât mai eleganți. Ne revedem, rămâneți cu programele Roman 24. O zi bună!